Polițiștii locali au organizat o acțiune în piața agroalimentară Alexandru cel Bun, ocazie cu care au fost legitimate un număr de 45 de persoane și aplicate 20 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.700 de lei. Acțiunea a vizat protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerțul sau prestări de servicii ilicite, menținerea curățeniei, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Pentru comercianții în cauză a fost dispusă măsura confiscării bunurilor alimentare, dar și nealimentare, care au făcut obiectul contravențiilor. În același context, polițiștii locale au acționat și pentru combaterea comerțului ilicit cu țigări provenite din Republica Moldova, ocazie cu care au găsit și confiscat 660 de țigarete.